Întocmirea bugetului pentru acest an s-a dovedit a fi un consum mare de energie pentru cei care decid împărțirea banilor la Pitești. Asta și din cauza restricțiilor legislative, dar mai ales pentru că banii din venituri nu acoperă cheltuielile. Mai concret, veniturile se estimează la aproape 3.000 de miliarde de lei vechi, iar cheltuielile la 6.000 de miliarde de lei vechi. Spuneți-mi și mie de unde să tai, ce să nu pui, toate știind că sunt necesare. Am ajuns după tăieri succesive, după discuții succesive, după aproximări succesive, la 35 de miliarde pe care nu știu de unde să le mai tai. Nu știu, ori le tai, ori trebuie să le aduc de undeva. Și nici nu știu de unde să le aduc, nu știu. Stau și mă gândesc că am luat din nou listele de investiții, am luat partea salarială, am luat partea materială, hai să vedem de unde mai tăiem și până la urmă trebuie să găsim o soluție. Investițiile pentru anul în curs au fost stabilite în mare și mai rămâne să fie aprobate de Consiliul Local. Cea mai importantă va fi de reabilitarea străzilor, aleilor și parcărilor din oraș. Pentru aceste lucrări, municipalitatea are în vedere suma de 9 milioane de lei. Investițiile vor viza și câteva construcții. Noi ne încăpățânăm să construim. Grădini se crește, deși alții nu au fost de acord acum ani de zile în urmă. Este vorba de extinderea creșei grădințe de la Căminul 5 pe Craiovei și în Găvană. Până când s-o trezi nivelul național să deblocheze lucrarea de la școala 19, extinderea școlii 19, unde avem și cămin, grădință, sală de sport, și care, după opinia lor, este cea mai frumoasă din țară, dar dacă e cea mai frumoasă din țară, trebuie păstrată în sertar, ca să nu se urățească, probabil, că așa spunea că e lucrarea asta. Până atunci, noi construim în Găvană, la grădința 10. Alte investiții din fonduri proprii sunt reabilitarea axei centrale rutiere, care va însemna 8 milioane de lei, și transformarea 10 puncte termice în centrale de cartier. Contractarea lucrărilor la centralele termice se va face pe baza unor împrumuturi externe.